Și ultima problemă este cum pot să salvez starea jocului. E ca și când v-am zis, faceți save. Ce ne zice pattern -ul? Cum să gestionăm posibilitatea aceasta de a salva starea obiectului? Și aici aveți Memento de și denumirea. Memento de la ați aminti. Ok? Observați Memento e o clasă abstractă care Definește starea obiectului, adică ce vrei să salvezi? Și la un moment o salvezi, efectiv, atributele obiectului respectiv sau valorile, sub diferite forme. Da? Originatorul este obiectul în sine, doar el îți poate spune, uite, asta e starea mea în acest moment. Și noi aici avem deja caracter, avem clasa caracter și putem să o folosim ca ea să poată să ne genereze o. Un snapshot, o imagine acum a stării obiectului. E ca și când îi cere caracterului din joc să spună dăm colecția de valori din atribute să o salvăm. Și el îți dă un obiect. Da? Nu îți dă un string. Îți dă un obiect în care pui acele valori. Da, Deci observați starea aceasta se propagă aici. Cum gestionați acest lucru? Nu, prin aceeași listă de atribute. Aici Peter nu îți dă posibilitatea de a alege tu soluția. Noi o să mergem prin aceeași colecție de atribute. Acum observați că obiectul e singurul responsabil de a-și gestiona starea și de a o salva și atunci el este cel care are metoda prin care genereze această stare. El e responsabilia lui și, evident, cum o restaurezi? Ai nevoie de o metodă care să-i permită obiectului să-și ia starea înapoi, adică să revină la niște valori anterioare. Și asta este Control save Ctrl-Z. Ctrl-S salvează, Control z revine la starea anterioară, ca și când ar fi într-o stivă. Și ăsta este, de fapt, uh, engine-ul care controlează, controlez, control-Z. Și anume aici, pattern-ul spune, ok, și cum gestionezi mementourile? Unde le ții? Păi într-o colecție. Da? Îți definești o colecție, de ce tip vrei tu? Array list, uh, stivă, dacă vrei să le pui ca într-o stivă. Array e o coadă. A, ah, vrei să pui un hash și în funcție de timestamp. Da? Ați văzut în multe aplicații, ai History, de exemplu Google Docs sau pe Office 365, editezi online și după aia e history și îți spune ce imagine are documentul la acele momente de timp sau dacă folosiți WordPress, are și el un history, ăla e un memento. Îți salvează starea paginii când tu o editezi și poți să revii în orice moment, ai acele snapshots. Alea sunt mementori. Deci asta e o... E un pattern care de fapt îți spune care e cea mai eficientă soluție, să salvezi starea unui obiect și să îți permiți să o restaurezi mai târziu. E un control S, control Z. Ok, asta fiind o colecție de stări anterioare, deci trebuie să ai metode prin care să poți să sau să extragi. Și aici extragere e fiecare astivă, fie doar îmi o returnezi, dar tu o ții în continuare. Dacă vorbim de stivă, înseamnă că o și scoți. Știți că pop, făcea și ștergerea nodului. Sau la cozi get, la fel, trebuie să scoată elementul. Dar, iarăși, depinde doar de tine. Ok. Și atunci, cum, iarăși, Memento poate să permită modificarea stării de aici sau să o returneze, dar, iarăși, aceste metode nu sunt, nu sunt obligatorii. De ce? Că tu poate nu-mi dai mie posibilitatea să salvez, să, scuze, să modific salvările anterioare, ci doar să le creez și să le restaurez. Dar nu-mi dai posibilitatea, e ca și când aș hăcui, salvez un document și modific o salvare anterioară și după aceea când revin la ea vin la o formă modificată a documentului. Da. Și atunci eu de obicei merg aici pe varianta în care Memento nu poate fi modificat. E imutabil sau imuabil. Da? E imutable. Immut ok, deci cum aș defini acest lucru pentru, pentru caracter? doar să definim contextul. Deci new package și aici o să-l numesc memento. Memento. Da, noi aveam aici în, în state, avem acest caracter. Da, era o clasă care se numea caracter. Hai să o copiem ca să o modificăm pe aceasta, să nu mai pierdem timp. Deci control C și o duc în memento. Și dacă vreți, o și redenumim ca să nu există după aceea confuzie cu caracterul de acolo. A, evident, acum compilatorul o să țipe și facem rename ca să redenumim și fișierul. Ok. Nu pot să combin Memento cu Stay, dar nu e cazul aici. Deci în cazul nostru, noi avem aceste nume, puncte viață, constructor, ștergem starea implicită. Și constructorul evident are numele clasei, caracter joc. Ok. Atacă. În fine, astea sunt funcții se vinde, da. Ok, e o clasă normală până la urmă. Nu am tot folosit-o. Și atunci, acesta este originatorul. E obiectul care are posibilitatea să salveze starea. Care-i starea lui? Nume și puncte vieță. Da? Adică vreau să le salvez ca să poți să le reconstitui mai târziu. Ok. Și atunci, conform diagramei, avem nevoie de o definiție pentru un memento. Și atunci, definim aici o clasă și chiar așa o să zic: memento, caracter joc. Ok. Cum salvăm noi sau ce salvăm aici? Exact starea. Și merg pe soluția cea mai simplă. Duplic atributele. Adică când vrei să salvezi starea caracterului din joc, am creat acest memento care conține nume și puncte de viață. Imaginea lui de atunci. Evident, când creezi un memento, trebuie să-mi dai aceste valori. Adică nu prea merge fără. Pentru că ar fi o stare parțială și nu vreau asta. Deci generic constructor using fields. Ok. Și ăsta este memento nostru. A, vrei să-l interoghezi mai târziu? Dar uite, nu te lasă să-l modifici, dar te lasă să-l verifici ca să vezi ce conține el. Și atunci putem defini source generate getters doar. Ok? Și tu la un moment dat poți să treci prin lista de memento uri și să vezi. Auzi, de la momentul la ce valoare avea puncte viață sau ce valoare avea numele dar nu te lasă să modifici. Da? E aici deja intru în logica soluției, sunt, e opțional. Da, și eu aleg să nu te lasă să modifici. Ce trebuie să facă caracterul jocului? Să aibă o funcție care să genereze un memento. Și uite, dacă mă duc în caracter joc, deci asta este funcția prin care generăm memento -uri. Public, memento, caracter joc, salvare. Și aici scriem return, new, memento caracter joc de dis.nume, viață. Ok. Și în acest moment generezi un snapshot, un obiect separat de tine, care de fapt conține valorile tale. E imaginea ta în acest moment. Cealaltă funcție specifică unui memento este restaurare. Public, void, reîncarcă, stare. Și aici ai nevoie de ce? De un memento caracter joc. Și aici o să fac, o să zic, disnume egal cu, salvarea anterioară get nume și dis puncte viață egal cu salvarea anterioară get puncte viață. Ok. Și asta e ideea de la Memento. Unde salveze aceste date, aceste mementori, e ca la Flyweight. Dați Ți se sugera un Flyweight Factory ca să le gestionezi. Da? Adică îți faci tu un manager salvări, un array list și acolo le pui, le extragi când vrei, poți să le pui și un timestamp ca să știi când au fost făcute salvările, dar deja asta e, un, e o clasă container pentru acele mementori. Dar ideea memento-ului este ceea ce am făcut aici. Vedeți că originatorul, adică obiectul, nu este într-o stare de extinde. Da? Atenție la linia cu săget, cu linia punctată, e, utilizează, generează, e o interacțiune. Dar nu e, extinde sau e, implementează. Da? Deci ele nu se află într-o stare de dependență, de... Adică dependență e că unul generează pe celălalt. Dar nu sunt într-o stare de moștenire, să zic. Da? De iză. Ok. Și aici se vede această relație aici. Prin faptul că noi generăm memento cu starea noastră de acum, și că putem reîncărca acest lucru mai, mai târziu. Da? Deci cam asta ar fi ideea la, la memento.